Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Astăzi îi sărbătorim, în această duminică a cincea după Paști, pe Sfinții Mucenici Andronic și Iunia. Sfinții Mucenici Andronic și Iunia sunt apostoli, sunt apostolele Mântuitorului Iisus Hristos din cei 70. Și îi sărbătorim astăzi, după ce ieri l-am sărbătorit pe Sfântul Teodor, cel Sfințit, și Sfinții Paisie, Nathan și Sila, Sfinții Cuvioși Puneni, la Sfântul Apunii, iar pe 15 mai pe Sfântul Pahomie cel Mare. Toți acești sfinți sunt foarte purtători de dar dumnezeiesc. Sfântul Pahomie cel Mare a fost un copil al unor părinți foarte bogați, înstăriți, care l-au școlit la școlile vremurilor în Egipt și atât de mult îl iubeau că îi dădeau să mănânce de la templele păgâne din ceea ce se jertfea zeilor, adică să mănânce, să bea din carnea jertfită zeilor și vinul care se închina celor zei idolotite. Dar el refuza totul, nu putea. Întotdeauna când primea să mănânce, vărsa vomadă de afară. Și Dumnezeu l-a ales ca să-i slujească lui. Este unul dintre cei mai minunați sfinți din istoria bisericii și a lumii. A fost luat în armata romană și ca și soldat a luptat în lupta din 12 noiembrie de la Pont Vilnius, de la Podul Vulturului, la intrare în Roma, dintre armatele Sfântului Constantin cel Mare și Maxențiu, și în care Sfântul Constantin cel Mare a biruit pe tiranul Maxențiu cu puterea Sfintei Cruci. S-a arătat semnul Sfintei Cruci pe cer și a spus că în acest semn vei învinge. Și cred că și acest lucru l-a impresionat pe tânărul Pahomie, care s-a întors, s-a retras, a început să cerceteze Evanghelia creștină, s-a botezat mai apoi și s-a făcut călugăr, puznic. Nu erau încă puznici prea mulți, era Sfântul Antonie în pustie, este puțin mai tânăr ca și Sfântul Pahomie, ca și Sfântul Antonie cel Mare, și el este cel care întemeia viața de opște, că viața comunitară în mănăstire. Așa numitele mănăstiri de la Tabena Egiptului, numitele mănăstirile Tabenesioților. Are un merit extraordinar de Sfântul Pahomie, pentru că a fost un om cu atâta dragoste, cu atâta bunătate, încât el trăia o viață de înger, mânca odată la 2-3 zile foarte puțin hrană uscată și slujea toate slujbele, muncea toate muncile, noaptea făcea pe portarul, stătea la poarta mănăstirii. Și atât de viață frumoasă a avut, că a reușit să adune mii de ucenici, s-a adunat în jurul lui, iar la sfârșitul vieții, care a fost la vârsta de doar 55 de ani, a lăsat în urma sa 1500 de ucenici, 1500 de călugări în mai puțin de 6 mănăstiri. Și despre el Sfântul Antonie cel Mare spune un lucru vrednic de reținut: m-aș fi bucurat să-l cunosc pe acest om al lui Dumnezeu, care a făcut ceea ce eu n-am reușit să fac. Idealul vieții duhovnicești este, până la urmă, trăirea în comuniune, frățietatea. Retragerea în pustie este o perioadă provizorie, o perioadă pedagogică în care ne purificăm în singurătate, ne putem ruga mai mult, putem posti mai mult și rămânem pocăință cu Mântuitorul. Dar scopul vieții este comunitate. Unea, omul este o ființă comunitară, de comuniune, care o trăiește cu Dumnezeu. Și așa este și în cer, să trăiește în comuniune, îngerii trăiesc în comuniune, cete de îngeri, fiecare cu ceata lui, așa și oamenii sfinți, fiecare în ceata lor, mucenici în ceata lor, cuvioși în ceata lor, ierarhi în ceata lor, proroci în ceata lor, apostoli în ceata lor, fiecare sfânt este în ceata lui. Și Sfântul Pahomie a reușit să instituie o viață îngerească pe pământ și este primul dintre cei 4 legiuitori ai vieții monahale. Sunt doar 4 în istoria lumii, în istoria bisericii. Sfântul Pahomie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, care mai apoi a dat reguli mari și mici monahale, Sfântul Ioan Casian în Apus și Sfântul Benedict de Nursia în Apus, tot din aceeași perioadă, puțin mai tineri, care au ucenicit prin Egipt și atât la Sfântul Vasile cel Mare, cât Palestina și mare sfința Egiptului, prin secolul IV și au întemeiat mănăstiri în Italia și în Franța. Și acest sfânt, Sfântul Pahomie, el a lăsat schima îngerească pe care a primit-o de la înger. Îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat
îmbrăcat în monah, un înger, și i-a arătat cum trebuie să fie îmbrăcat un monah. Și ce semnificație are curionul, centura, rasa, dulama, patalama, nu, stima, toate le-a tâlcuit îngerul și le-a dat și așa, dar viața călugărească este numită viață îngerească, nu numai că o viață care tinde să se asemene ca îngerilor în trăire ascetică și laudă de Dumnezeu, adică o viață cât mai puțin atinsă de cele pământești, dar este chiar rânduială primită de la îngeri. Și astăzi, cum am spus, îi sărbătorim pe Sfântul Andronic și Iunia, dar o sărbătorim într-un fel și pe Sfânta Fotinisa Marineanca, pentru că astăzi a fost femeia Samarineancă. Sfânta Fotinisa Marineanca este sărbătorită în ziua muceniciei ei, practic, la 26 februarie, dar pentru că este această zi a ei, cumva, Duminica 5-a după Paști, Duminica Femeii Samarinece, m-am gândit să vă spun câteva cuvinte despre această sfântă muceniță Fotinisa Marineanca. Ea a fost femeia samarineancă care a trăia în orașul Sihar, care l-a întâlnit pe Mântuitorul la fântâna lui Iacov, care mergea la fântâna lui Iacov. Acolo a avut acea discuție cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos despre apa cea vie, care este cuvântul lui Dumnezeu, învățătura cea adevărată, mântuitoare, și despre modul cum se face adevărata închinare, adică adevărata închinare care se face în Duhul Sfânt, care ne mișcă spre Dumnezeu, și orice slava lui Dumnezeu se face prin Duhul Sfânt, din a doua, prin a treia persoană a Sfinției Treimi, de la ea pornește, și se face prin Fiul și în Fiul, adică în Duh și în adevăr. Ea, în urma acestei discuții cu Domnul Iisus Hristos, care la început, ea a descoperit viața ei. I-a spus, 5 bărbați ai avut, pe cel care l-ai acumnut este bărbat. Și atunci s-a uimit, s-a simțit dintr-o dată descoperită, sufletește, în fața lui Dumnezeu care vede toate, și a alergat în cetate, a lăsat găleata la fântână și a strigat în gura mare, iată un om care mi-a spus mie toate. Nu cumva acesta este Hristosul? Nu cumva acesta este Mesia, Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu? Și a venit, toți oamenii de acea cetate, sau foarte mulți, s-au convertit. Ea s-a convertit, Mântuitorul a primit-o oarecum în ceata ucenițelor care slujeau, este și ea în ceata mironositelor, iar după pogorârea Duhului Sfânt, Sfinții Apostoli au botezat-o și au pus numele Fotinii. Fotinii sau înseamnă purtătoare de lumină, că cea purtătoare de lumină este într-adevăr ceva, un nume foarte, foarte frumos, Fotinii, purtătoare de lumină, ceea ce ar fi în românește luminița, oarecum. Fotinii este în limba greacă, iar în limba slavonă, folosită în bisericile ruse mai ales, se numește Sfânta Svetlana, care înseamnă tot purtătoare de lumină. Ei, această sfântă, Fotinii, a mai avut încă 5 surori. Și aceste surori ale ei, Anatolia, tot una Fotinia, Fotos, una numită Lumina, adică chiar Fotos, și două mai mici, Paraschevi și Chiriachi, toate aceste 5 surori ale ei s-au convertit împreună cu ea. Toate l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ei, datorită ei, de aceea este numită răspânditoarea de lumină, luminița, purtătoare de lumină. Și a avut doi fii. Fiii ei, unul s-a numit Victor, care a ajuns ofițer în armata romană și chiar general, la un moment dat, general al Italiei în armata romană. Și al doilea, cel mai mic, Iosif, care a fost comandant în armata romană în Africa, în Cartagina, în nordul Africii. Ei, la un moment dat, deci când Sfinții Apostoli, după pogorârea Duhului Sfânt, după anul 33, au mers la predică în toată lumea, au început și ei să predice. Deci Sfânta Fotinii, cu toate cele 5 surori ale ei, au mers și au predicat în tocmai ca apostolii. Iată, ea este o femeie întocmai cu apostolii și întocmai ca apostolii, așa cum este numită Sfânta Maria Magdalena. Într-adevăr, este un lucru extraordinar
ca o femeie să fie numită și ea întocmai cu apostolii. Și a predicat în Africa, în special, și în anul 66, când Neron, împăratul roman, a pornit teribila, marea persecuție, o persecuție înfricoșătoare împotriva creștinilor din Roma, el însuși a dat foc orașului Roma și propriul său oraș, reședință, capitala Imperiului, și a dat vina pe creștini. Și atunci au fost martirizați mii, zeci, sute de mii de creștini. Nici nu se știe exact, poate în tot Imperiul, chiar foarte, foarte mulți. Și între cei martirizați au fost și mulți sfinți importanți, au fost sfinții apostoli Petru și Pavel. Au fost și ei martirizați în anul 66-67 la Roma. Sfântul Apostol Petru a fost crucificat, răstignit la cererea lui cu capul în jos, pentru că nu se considera vrednic ca să fie răstignit cu capul în sus ca și învățătorul său, ca și Domnul Iisus Hristos. Iar Sfântul Apostol Pavel, fiindcă era cetățean roman, a fost decapitat, i s-a tăiat capul. Și în acest context a fost martirizată și Sfânta Fotinii. Sfânta Fotinii, în acea perioadă, când, în anul 66, când Sfinții Apostol Petru și Pavel au fost muceniciți la Roma, se afla în Africa, în Cartagina, cu fiul ei mai mic, cu Iosif. Fiul cel mai mare, Victor, a fost chemat de guvernatorul Romei, Sfântul Sebastian, Ducele Sebastian, care este unul dintre cei mai mari sfinți ai bisericii. Este și o catacombă care poartă numele Sfântului Sebastian, de un sfânt uluitor, mucenic, din secolul III. Și acest sfânt l-a chemat pe generalul Victor, care era generalul Italiei, și a spus: prietene, am auzit că ești creștin. Iată, împăratul a dat un decret foarte aspru împotriva creștinilor, toți creștinii vor fi omorâți, tu ai sarcină ca să omori pe toți creștinii de pe teritoriul Italiei, să-i chinuiești, să-i chinui, să-i torturezi și apoi să-i decapitezi, să-i omori. Și să ai sarcina, eu știu că tu ești creștin, dar aceasta e sarcina care ne-a dat împăratul. Noi vom beneficia mai apoi de bogățiile creștinilor. Toate bogățiile creștinilor ne vor rămâne nouă. Și atunci Sfântul Victor i-a spus: prietene drag, eu nu numai că nu o să-i chinuiesc pe creștini, nu o să-i torturez, eu nu o să le fac nimic, pentru că nu-mi doresc averea lor, este o avere nedreaptă, dar mai mult decât atât, eu sunt creștin. Eu sunt creștin și eu mărturisesc pe Iisus Hristos. Mărturisesc și împreună cu ceilalți creștini voi mărturisi și eu pe Iisus Hristos. Atunci, comandantul, guvernatorul Sebastian i-a spus: pe cel puțin anunță pe mama ta și pe fratele tău, Iosif, să înceteze cu predica creștină, predicând învățătura apostolilor, a Sfinților Petru și Pavel, și de a urma pe Iisus Hristos, pentru că împăratul a aflat despre ei, a aflat că ei în Africa propovăduiesc și este foarte supărat pe ei și numai datorită dragostei și are față de tine, deocamdată nu a dat ordin ca să fie prinși și torturați și omorâți. Iar Sfântul Victor i-a spus: nu o să fac niciodată așa ceva, pentru că eu îl iubesc pe Iisus Hristos și am învățat să-L iubesc pe Iisus Hristos, să-L urmez de la mama mea. Și mama mea și fratele meu și mătușile mele fac același lucru, îl iubesc pe Iisus Hristos și îl predică pretutinde. Și același lucru fac și eu. Ei, atunci împăratul, guvernatorul Sebastian, l-a prins pe prietenul său, generalul Victor, l-a închis, l-a pus la închisoare, dar după ce a dat acest decret, el a orbit și a stat orb timp de 3 zile și 3 nopți. L-a lovit puterea lui Dumnezeu. El atunci, după 3 zile, și-a revenit, n-a murit, dar era orb și a mărturisit că singura putere care există în lume adevărată este puterea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și a mărturisit că singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul creștinilor, Iisus Hristos, Dumnezeul la care se închină prietenul original lui Victor. Atunci el s-a botezat, i-a revenit vederea
și, așa cum am spus, a ajuns mai apoi fi el mucenic. Ei, în timpul torturilor, Sfântul Mare Mucenic Victor, care era generalul Italiei, deci peste Italia de atunci, împărat în armata romană, a avut o vedenie. I s-a arătat Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos i-a spus: iubitul meu, generalul Victor, de astăzi înainte te vei numi Fotinos, adică purtător de lumină, nu te vei mai numi Victor, și vei purta și tu numele mamei tale. Și cam în aceeași vreme a sfârșit mucenici și Sfântul Mucenic Victor, Sfântul Fotinos, în care a sfârșit și mama lui ca muceniță în Cartagina, în nordul Africii, Sfânta Mare Muceniță Fotini, împreună cu fiul ei mai mic, Iosif. Ei au fost prinși împreună și au fost torturați împreună și au fost muceniciți împreună. Și iată că Domnul Iisus Hristos, din această femeie care s-a împărtășit de apă vie, de învățătura lui Hristos, Domnului Hristos, această apă vie s-a revărsat în ea și a curs din ea lumii întregi, încât s-a făcut lumină și pentru alții. I-a atras și pe alții la iubirea și la lumina lui Hristos. Și lumina lui Hristos este atât de dulce, atât de bună, că n-a mai putut să renunță la ea, ci cu bucurie au mărturisit-o, chiar dacă au fost bătuți, au fost cuipați, au fost martirizați. Și iată că martirii au devenit martiri cântând lui Dumnezeu. Să știți că mucenicia, până la urmă, nu este un chin dureros, așa cum ne-am putea închipui din punct de vedere omenește, ci este un chin care îl suporți, poți să-l suporți din iubire. În iubire există un har atât de mare încât durerile trec pe un plan secund. Nu se mai simt durerile. Să trăiești doar o mare bucurie care depășește orice durere. Acesta este harul care îl dă Hristos prin dragostea Lui, pentru că și El în dragostea Lui față de noi a mucenicit și, deși știa cât de dureroase schinurile care suporta Hristos sau făcea mai grele, era bucuros și era fericit și spunea: cu dor am dorit să beau acest pahar al chinurilor, al suferințelor, pătimilor mele și abia aștept ca să se întâmple să-l beau. Iată că apa cea vie care a revărsat-o Hristos, lumina lumii, a rodit în Sfânta Fotini, Sfânta Muceniță Fotini, Samarineanca, care cu toată familia ei s-a pus în slujba lui Hristos și împreună cu cele cinci surori, deci Anatolii, Fotia, Fotos, Paraschevi și Chiriachi, și cei doi fii ai săi, Victor sau Fotinos și Iosif, iată, 8 membri ai unei familii au devenit mucenici ai lui Hristos. Aceste lucruri, deci este bine să le știm despre Sfânta Fotinia, marea muceniță a lui Hristos, pentru că pe ea o sărbătorim într-un fel astăzi, ca ceea care a provocat Domnul Iisus Hristos, prin întrebările ei, a provocat niște răspunsuri de care ne folosim și noi. Ea a pus întrebarea aceasta cu apa, intrând în discuție cu un evreu, care intrase în discuție cu ea și care i-a cerut apă, și ea a pus problema aceasta al închinării, a închinării în duh și în adevăr. Cum și unde trebuie să ne închinăm? Să ne închinăm în duh și în adevăr, adică să ne închinăm în Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt și în Hristos. Și această închinare este plăcută Tatălui și ne face fiai Tatălui și să ne împărtășim de apă vie. Deci această duminică este duminica apei celei vii, duminica izvorului Evangheliei, izvorul apei celei vii, în care noi ne împărtășim de apa cea vie, a lui Dumnezeu, care este cuvântul Dumnezeu. Deci apa vie este însuși Iisus Hristos în ipostaza sa de cuvânt al lui Dumnezeu, care ne se dă nouă sub multe forme, diferite forme, atât ca și cuvânt care îl citim, care îl auzim, care îl vedem în iconografie sau în imnografie și atât care ni se dă și sub chipul Sfintei Împărtășanii. Deci este același cuvânt al lui Dumnezeu de care ne împărtășim. El este apa cea vie, este lumina,
noastră, este viața noastră, este puterea noastră și este veșnicia noastră fericită. Domnul nostru Iisus Hristos, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, pentru rugăciunile Sfintei Mare, Mucenițe Fotini, Samarineanca, ale Sfinților Mucenici, Victor și Iosif, fiii ei, și ale Sfinților ei surori, Anatolia, Fotia, Fotinia, Paraschiva și Chiriachii, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi. Amin.